Ministrul Agriculturii Adrian Oros a efectuat astăzi o vizită de lucru în mai multe localități din Dolj. După ce a stat de vorbă cu legumicultorii doljeni, a ajuns și în localitatea Calopăr pentru a verifica investiția ANIF. Reabilitarea stației de pompare de bază SPA1 Nedeia, a stației de repompare SRP3 Segarcea și a canalelor CD7 din amenajarea de irigații Nedeia. Ministrul Adrian Oros a vorbit cu oamenii care se ocupă de sistemul de irigare exact la șantierul ANIF cu constructorul inginer șef. În paralel avem echipă care merge cu partea de schimbat conducte și cu reabilitarea stațiilor. Sunt la ora asta, se lucrează pe 4 canale, miercuri începem, s-a terminat cu irigatul, începem și etapa 1 și avem în jur de 76 de oameni. Cam asta ar fi situația pe cele două etape. Doamna director, noastră, ce ne puteți spune? Ați monitorizat lucrurile de aici? Sunteți mulțumită de... Da, chiar dacă am avut problemele cu pandemia, am avut sprijinul ANIF București, al Ministerului Agriculturii. Și colaborare cu constructorul aveți? Și colaborare cu constructorul foarte bună, se vede, pentru că întreaga sumă repartizată de 10 milioane a fost cheltuită, consumată. Adrian Oros a declarat că știe că a fost un an secetos care a afectat câteva județe din Oltenia, dar se bucură că seceta nu a afectat județul Dolj. Proiectul trebuie finalizat până la sfârșitul anului. A fost și un an foarte secetos, cel puțin așa ne spun specialiștii, ne spun agricultorii, că a fost o secetă extremă și puternică, cum n-a mai fost de 40-50 de ani și care a afectat în primul rând Dobrogea, sudul Moldovei și o parte din Oltenia. Din fericire, în județul nostru, seceta nu și-a pus amprenta atât de puternic și asta mă bucură. De aceea noi, anul acesta, pe lângă programul național strategic pe care îl gândim acum, în care vrem să gândim măsurile de finanțare și de sprijin pe perioada 2021-2027 și trebuie să-l finalizăm până la sfârșitul anului, trebuie să gândim o strategie de gestionare a apei, pentru că este foarte important pentru tot ceea ce va însemna agricultura României în următorii ani. Nu știm cum o vor evolua vremurile, nu știm care va fi anul viitor regimul precipitațiilor, de aceea trebuie foarte repede și foarte consistent să finanțăm tot ceea ce înseamnă infrastructură de gestionare a apei. După ce a vorbit cu legumicultorii și agricultorii din Dolj, ministrul spune că problema nu mai este producția, ci cum să-și vândă oamenii marfa și la prețuri competitive. Problema agricultorilor din România nu mai este producția, este cum să-și vândă marfa toată și la prețuri competitive. Singura modalitate realistă pe care am susținut-o și când nu era ministru și care o să o susțin în continuare este asocierea aceasta economică care se numește cooperativa. Doar cooperativa rezolvă problema celor mici, le crește puterea de negociere și când își cumpără inputuri, dar și când își vând marfa. Și de aceea vom finanța și vom stimula în mod preferențial cooperativele. După Calopăr, ministrul a vizitat și alte localități din Dolj.